Predicțiile au stârnit interesul dintotdeauna. Mulți se întreabă care va fi viitorul și caută răspunsuri chiar și în trecut. Nostradamus nu este singurul care a prezis ce se va întâmpla cu omenirea. În acest material vreau să descoperim împreună și alți profeți și ale lor profeții. Alois Irlmaier. Irlmaier a fost un neamț simplu care în anii 50 a făcut predicții despre al treilea război mondial. El a prezis că acesta va începe în Orientul Mijlociu, iar forțele navale se vor îngrămădi în Mediterană, unde vor avea loc confruntări violente. Însă apogeul va fi în Balcani, unde Irlmaier vedea bălți de sânge după ce doi bărbați vor omorî un al treilea suspus. Răzbunarea va veni de undeva de peste o apă mare. În același timp, un dragon galben va invada Alaska și Canada, dar nu va ajunge prea departe, spunea germanul. Hildegard von Bingen a fost o măicuță din secolul XII, recunoscută pentru contribuția la muzica clasică și la literatură. Într-una dintre profețiile sale a vorbit despre distrugerea Statelor Unite. Înainte de a veni cometa, multe națiuni, cu excepția celor bune, vor fi roase de dorință. Marea națiune de peste ocean, cu oameni din triburi diferite, va fi devastată de un cutremur, furtuni și valuri. Va fi împărțită și o mare parte se va scufunda. Oceanul va inunda multe alte țări, așa că orașele de pe coaste vor trăi în frică și multe vor fi distruse. Ființele vii vor fi omorâte și chiar cele care vor scăpa vor muri de boli groaznice. Ea a prezis că pacea se va instaura când Franța va avea din nou rege. Baba Vanga. Vanga era bulgăroaică și nu vedea. A trăit între 1911 și 1996 și a devenit cunoscută datorită puterilor sale mistice. Printre prezicerile sale se numără aceea că oamenii vor deveni nemuritori până în anul 4599 și 100 de ani mai târziu vor face casă bună cu extratereștri de pe sutele de planete ce vor fi descoperite. Tot ea a spus că în 4509 oamenii vor comunica direct cu Dumnezeu. În 2221, în căutare de viață extraterestră, vom intra în contact cu ceva teribil, deși nu a vrut să spună clar despre ce e vorba. Ea a prevăzut că în 2023 orbita Pământului se va schimba, dar a spus și că în 2010 va începe al treilea război mondial, ceea ce nu s-a întâmplat. Adevăratul secret 3. Pe 26 iunie 2000, al treilea secret al Fatimei a fost dezvăluit de cardinalul Ratzinger, acum Papa Benedict al XVI-lea. Era vorba despre omorârea unui papă și despre un oraș ajuns în ruină. Dar nu s-a spus atunci totul. Ceea ce nu se știe e că porțiuni din acest secret au scăpat de-a lungul vremii prin intermediul măicuței Lucia. Și, culmea, nu corespundeau cu cele spuse în 2000, așa că sunt mulți cei care cred că Vaticanul a dat publicității un document fals. Se spune că adevăratul secret era acela că papa își va pierde credința catolică. Sora Shipton. Sora Shipton a trăit între 1488 și 1561.
Ea este considerată cel mai cunoscut profet din această listă. În jurul lumii vor zbura gândurile oamenilor ca o clipire a ochilor. Apa va face minuni, ciudat, dar va fi adevărat, spunea măicuța, care a prezis și apariția vapoarelor. Fierul va merge pe apă ca un vas de lemn. Aurul va fi găsit în pietre, într-o țară ce nu se știe deocamdată. În acele vremuri îndepărtate, femeile vor avea obiceiul nebun să se îmbrace ca bărbații, vor purta pantaloni și își vor tăia pletele. Vor zbura prin aer, așa cum o fac vrăjitoarele pe cozile de mătură acum, credea Shipton. Profețiile lui Tarabih. Mitar Tarabih era sârb și a trăit între 1829 și 1899. El a prevăzut majoritatea evenimentelor importante din Serbia. După Tito, țara noastră va fi guvernată de un fel de comisie, dar nu va mai fi la fel. Chiar dacă oamenii vor uita de sărăcie și foame și le va fi bine, frații vor începe să se urască și să se gândească la rău. Sârbii se vor separa unii de alții și vor spune că nu sunt sârbi. Cel necredincios se va infiltra în popor și în pat cu surorile, mamele și nevestele sârbilor. Se vor naște numai oameni slabi și nimeni nu va fi atât de puternic încât să nască un erou adevărat, spunea el. Bărbatul a prevăzut și apariția televizorului. Oamenii vor construi o cutie și înăuntru vor fi un fel de imagini. Profețiile lui Robert Nixon. Nixon era plugar în Cheshire, Anglia, la sfârșitul secolului XV. Vorbea rar și se bâlbâia, așa că se credea că e retardat. Numai că i-a luat pe mulți prin surprindere cu predicțiile lui. Un vultur se va retrage într-o insulă cu soare unde frunzele sunt verzi. Acolo va întâlni o domniță, a spus el. Se crede că este vorba de Napoleon. O altă predicție se pare că se referea la țigări. Oamenii vor avea scântei în gură. Pe lângă acestea, Nixon ar fi vorbit despre călătoriile pe lună. Vor călători cu rachete și vor avea becuri și aparate de înregistrat vocile. Când a ajuns la curtea regelui Richard al III-lea, a refuzat să mai facă profeții, cu excepția celei că el însuși va muri de foame. Supărat, regele l-a trimis să lucreze la bucătăria regală, unde, din greșeală, un servitor l-a încuiat într-o magazie. Acolo, el a murit de foame. Profețiile papilor. Este vorba despre o listă de 112 fraze scurte atribuite lui Sfântul Malachi. Lista cuprinde descrierea fiecărui papă, începând de la Papa Celestin al II-lea, ales în 1143, și până la papa numit Peter Romanul, al cărui pontificat se va încheia cu distrugerea orașului Roma. Papa Benedict al XVI-lea este cel dinaintea lui Peter, așa că, potrivit altor profeții, se pare că ne-am apropiat de sfârșitul lumii și următorul papă va fi ultimul înaintea sfârșitului. Profeția calului alb. Mormonii știu despre această profeție, care a fost făcută în 1843 de Joseph Smith, fondatorul religiei mormone. Potrivit lui, mormonii vor fi un popor mare și puternic, la modul figurat, identificat cu calul alb descris în Apocalipsa după Sfântul Ion. Acest cal va salva Statele Unite.
O revoluție teribilă va avea loc în America, așa cum n-a mai fost, iar țara nu va mai avea guvern. Tatăl se va întoarce împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Vor fi scene crude, cu vărsări de sânge, crime și violuri. Profețiile lui Sfântul Nilus. Călugăr din secolul V, Sfântul Nilus a făcut profeții despre secolul al XX-lea. După anul 1900, spre mijlocul secolului al XX-lea, oamenii acelei vremi vor deveni de nerecunoscut. Când va veni vremea sosirii Antichristului, mințile oamenilor nu se vor mai gândi decât la plăcerile carnale, iar dezonoarea și lipsa de rușine vor fi din ce în ce mai puternice. Atunci lumea va deveni de nerecunoscut. Figurile oamenilor se vor schimba și va fi imposibil să distingi femeile de bărbați pentru că vor fi lipsiți de rușine în haine și la păr. Morala și tradițiile creștinismului și bisericii se vor schimba. Oamenii vor abandona modestia. Falsitatea și locomia vor atinge proporții nebănuite. Adulterul, plăcerea, homosexualitatea, dorințele secrete și crima vor domina societatea. Oamenii vor zbura prin aer ca păsările și vor coborî în adâncurile apelor ca peștii. Și când vor ajunge la asta, acești nefericiți vor trăi liniștiți, fără să știe săracii că sunt urmașii Antichristului, a scris Sfântul Nilus. Dragii mei, voi ce părere aveți despre acești profeți mai puțin cunoscuți și profețiile lor? Vă aștept cu opinii în secțiunea de comentarii.